Acum, eu cred că polițiștii și procurorii muncesc mult pentru că nici nu prea știu cum să muncească. Sunt cu sutele nene, sapă cu lopățele, să joacă cu greblele în țărână. Cred că na, după atâția ani de puturoșenie cronică, e greu să te miști. Știu și ei doar ce au mai văzut prin filme, atât. Mă uitam la Gheorghe Dincă și mă întrebam: bă, ci că are vreo 11 internări la psihiatrie la Slatina, că și-ar fi bătut nevasta? Oare acest om n-ar fi trebuit să fie într-o bază de date a poliției? Să treacă unii pe acolo din când în când să-l întrebe de sănătate? Cum sunt cei care primesc în Anglia interdicție pe stadioane? E meci? Mergi, tată, la poliție să-l vezi. Adică nu zic să stea un polițist să-l păzească, da? Făcând acum pe detectivul un pic, frate, când ești șeful poliției și auzi că se întâmplă ceva dubios în oraș, în loc să sun la prietenii tăi interlopi, nu te uiți, mă, acolo într-o bază de date și zici: ia mă să văd ce oameni cu tulburări la mansardă avem noi aici și în localitatea noastră. Ce oameni violenți avem. Păi stampă pușă, ibrichilie și hopa, ia uite băi băiatule, Gheorghe Dincă. Ia să trimit eu un echipaj până la Dincă ăsta, mă, să vadă oamenii care-i treaba cu el. Adică nu scrie așa într-un manual de ăsta de milițian, nu știu, întreb. Sau scrie doar cum să mâncați ceafă cu cartofi prăjiți să faceți burțile alea mari. Gheorghe Dincă și-a trăit cea mai mare parte din viața la Caracal, cu o scurtă întrerupere de câțiva ani când a fost plecat în Italia. Acolo ar fi încercat să agreseze sexual o femeie și, ca atare, a fost expulzat din țară cu interdicția de reîntoarcere. Potrivit localnicilor, încerca să obțină bani din orice, vindea diverse lucruri, ori făcea taximetria la negru. Nimeni nu știa însă ce se petrecea în locuința bine camuflată, ferită de privirile indiscrete. Mă rog, și eu fac pe prostul, să știți că nu sunt chiar atât de bătut în cap să cred că ar putea să existe o astfel de bază de date în România, că ar comunica între ele toate aceste baze de date. Pă, ar fi minune, miracol. Nu mă, la noi e așa, lucrez după horoscop. Peștii au astăzi noroc la probe. Ia uzi, bă, hai să adunăm probe despre criminal, că e zi norocoasă. Care ești în pește aici, mă, în secție? Șeful, să trăiți, eu sunt pește, dar în timpul liber. Am acum o intrare frumoasă, șefule, 15 anișori, mua, face de toate. În zodia pești, mă, idiotule, du-te să adun probe. Am înțeles, să trăiți. Auziți, șeful, dar nu vreți să vedeți măcar o poză cu asta mică? O am pe telefon, șeful, vă dau gratis, prima dată vorbea. Voi vă dați seama că într-un rahat de oraș devastat de tranziție e plin de clanuri interlope? Se calcă pe picioare interlopii, e aglomerație ca la spitalul de urgență Floreasca în noaptea de Revelion. Vă dați seama că poreclitul Codiță, cel la care a apelat poliția, are emisiune la televizor? Pă băiatule, deci un șef de clan interlop are emisiune despre starea nației? Da mă, se lamentează și el că nu merg treburile bine în țara asta, ce să? Bună seara, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea Românească. Astăzi seara vom discuta despre traseismul politic. Ce țară e aia, fraților, în care un interlop e realizator de talk show-uri politice? Ce glumă mai bună se poate face? Doar în statele pătrunse de mafie până în măduva oaselor, polițiștii le cer ajutor infractorilor cărora le vorbesc cu sărumâna. Asta înseamnă un stat slab, atât de corupt la vârf. Nu-mi cape îndoială că tot acel județ era la discreția interlopilor. Dar Codiță, Remus Rădoi pe numele lui de smardoi care a mutilat oameni, e Codiță, e un lord de englez pe lângă oamenii politici ai județului. Voi ați auzit de frații Ciocan? Ciocan e puțin spus, ei sunt la categoria mega baros. Uite-i, uite-i mâncava și orașul vostru plin de interlopi. Ia uite-i, ei stau la 2 metri unul de altul, dar zburic în buric acolo. Gata, mă, stop joc. Dan Ciocan e deputat PSD și a luat bacul la 50 de ani. Ia uite-l cum grohăie în propria o sânză. Pe timpul lui Ceaușescu a fost milițian într-o comună, probabil un fel de ajutor de ajutor, mai încet la minte decât vaca satului.
Vedeți? De-aia zic eu că acest împuțit de PSD trebuie să dispară. Că România are mare nevoie de un partid de stânga. Nu de un partid care se dă de stânga, dar este o mafie, un grup infracțional organizat. Ia, atenție, fratele deputatului este Cornel Ciocan, pușcăriaș nenică. A făcut pârnaie pentru evaziune fiscală. Omul are un fel de tel drum al oltului, da, și multe contracte. De exemplu, firma lui de curățenie a luat 9 milioane de euro doar în acest an pentru curățenie la aeroportul Otopeni. Deci în Olt e moda asta a fraților, frații Ciocan, frații Stănescu, fratelo, frate meleu. Frate, frate, frățiorul meu. La fel, Paul Stănescu, parlamentar. Frasu a fost și el parlamentar timp de 3 mandate. 3. Soția lui Nea Paulică e în Ministerul Educației. Ce vorbești, mă? Clanul parlamentarilor scrie pe ei. Tatăl lui Paulica a fost și el primar în comuna Vișina până pe la 75 de ani. Au vâna politicii ăștia în ei, mă. Afaceri, portul Corabia e al lor cu totul. Nu trece musca fără să dea taxă de protecție. Dar niciun procuror n-aude treburile astea. De ce? Pentru că justiția există la noi doar la ordin. Trebuie să vină ordin de undeva, mă, de afară, din interior. Dacă nu e ordin, nu se execută. Poliția, milițienii, țineți minte ce vă spun, au ca unic scop în anumite județe să nu cumva cineva să-i deranjeze pe acești băieți. Interlop și oameni politici lucrează împreună pentru propria bunăstare, protejați de miliție. Milițienii sunt bodyguardii hoților, atât. Se întâmplă peste tot, Vrancea, Prahova, Constanța, peste tot. Eu vreau să cred că dacă eu aș fi fost președinte, da, drama de la Caracas nu s-ar fi întâmplat. Nino, Nino, omule, revino-ți, delirul nu te prinde deloc. Tu n-auzi, tu nu vezi despre ce vorbim aici. Despre problemele României unde tu n-ai ajuns niciodată. Transport, canci, sărăcie, oameni plecați la muncă, tinere la discreția interlopilor. Dar nu se întâmpla, mă, nimic. Dacă erai tu moz la Cotroceni, te-a luat mirosul puterii de nas sau cum? Se întâmplă mult mai multe nenorociri în țări în care statul funcționează. Că sunt mulți oameni defecți pe lume. Ce făceai, mă, răspundeai tu la 112? A? Asta vrei să faci? Te instalezi la Cotroceni și ceri redirecționarea apelurilor la 112 către tine? Nea Barna, asta e o declarație mai mult decât neinspirată. Pozatul ăsta în Salvator e minciună și atât. Nu asta vrem noi de la noi oameni politici. E, și vine domnul Barna după aia cu stați mă, că eu nu asta am vrut să spun. Am fost greșit, înțeles, s-a scos din context. Ia, domne, ia bagă tu înapoi în context, mă, hai îndeas-o. Evident, nu cred că dacă aș fi președinte nu s-ar mai întâmpla nicio nenorocire în România. Dar cred că președintele care conduce CSAT-ul se poate asigura că instituțiile care se ocupă de siguranța publică a cetățenilor funcționează cum trebuie. Domnul inginer, din start e dubios când încep cu de-astea. Sta să vă explic că voi sunteți proști, eu n-am zis asta, eu am zis ailaltă. Unu la mână, doi la mână. Unde erai, boss, când procurorii de la Ploiești și alții târau în nămol toate valorile statului de drept? Că te văd foarte reformator și foarte pe fază. Unde erai când au apărut protocoalele secrete? Că nu te-am auzit spunând nimic. Mucles ai fost, domnul inginer. Ai tăcut pentru că nu era cool să te iei de doamna Chioveși, nu? E, vezi cum ți se întorc toate în mufă acum? Așa că de ce te-am crede? Rămâne cum am stabilit. Gândiți înainte să deschideți gura. Întrebați-vă, bă, nu cumva sunt ridicol dacă spun așa ceva? Dacă, ce-ar putea oamenii să înțeleagă? Cum s-ar putea întoarce asta împotriva mea? Gândiți-mă că tâmpiți nu sunteți. E regretabil. Profund regretabil. Frate, și m-au spart ăștia cu lupul singuratic, cu ursul gunoier, cu mecanicul turbat. Înțeleg, nu ne băgăm, nu facem pe detectivii, dar
Înțelegem că familia Alexandrei a fost sunată de pe mai multe numere de telefon, altele decât ale acestui jec bătrân, după ce Dinca a fost prins. Două telefoane au primit părinții, cu voci de oameni tineri, cu alte voci, nici n-avea cum să fie Dinca. Același, fix același mod de operare a fost în cazul Luizei, când mama ei a primit telefon de la un închipuit ginere: mamă, soacră, vezi că noi plecăm în Anglia la muncă. Polițiștii știu de aceste numere, doar că nu s-a făcut nimic până acum. Mă rog, speculăm că nu s-a făcut nimic din ce ne mai spune cumpănașul pe la TV. Și revin și întreb: e atât de greu, mă, să se vorbească public despre acest caz? S-au dus să aștepte să-l protejeze pe criminal, nu care cumva să-l deranjeze cineva. Eu cred că o parte din anchetatorii n-au fost incompetenți, au făcut așa fel încât să scape acest om. Cumpănașul este unul dintre personajele principale din spațiul public. Omul e și implicat emoțional, e normal, doar că ne este foarte greu să speculăm atâta timp cât nu știm care sunt și care nu sunt probe, fapte, nu imaginări. Dinca are niște buncăre pe sub casă? Încăperi cu niște curele, cu lanțuri, cu... De ce naiba să lași să circule toate acestea în presă, în societate, când ai putea din două în două zile să faci o conferință de presă? În schimb, îl tot vedem pe acest dubios. Niciun lucru fără de cauză nu poate ca să fie. Prima dată un răspuns indirect, nu vreau să mă implic în polemici sau în acuzații. Avocatul familiei Luizei, tipul care voia să-și facă și el o poză, că era haios în combinizon și mânuși. Tare de tot. Bă, taie de joc, ce? Aici era într-o emisiune cu interlopul Codiță. Țara asta e mereu o surpriză neplăcută. România era hatul ăla pe care îl vezi pe trotuar când mănânci un sandwich. Ăsta e pofta de mâncare și cheful de viață. Încă ceva. Hai să fim sinceri, e mega, mega dubios că moșul criminal își recunoaște crimele după o oră de stat de vorbă cu un ofițer. Ofițer pe care el l-a chemat, pe care el l-a dorit, el l-a cerut. E atât de greu să răspunzi la aceste 3-4 întrebări pe care le vedem zi de zi puse în spațiul public. Adică tu, poliție, după ce că ai fost complice la crimă, acum faci pe muta. Continui, deci, bătaia de joc, nu? Nu mai pot, nu mai rezist. Mă dor toți nervii. Toți nervii mă dor! Mă tot întreb, ăștia de la Academia de Poliție, oare simt vreo rușine? Când se uită așa toți colonei ăia la ce fac polițiștii, oare spun și ei: bă, ce dracu am făcut, mă? Bă, ce facem noi aici, mă? Pare că fără polițiști ar fi mai bine. Nu mai zic că mulți dintre ei, prost echipați, mai sunt și omorâți. Vă amintiți de ultimul caz al polițistului mort în misiune? E, pe lângă faptul că săracul om avea un pistol de jucărie în dotare, a fost trimis practic la moarte de niște colegi care n-au făcut, mă, niciun plan de acțiune. Adică, bă, nu vă apropiați, ăla e înarmat, pericol maxim. Nu, frate, nimic. Și atunci mă întreb, bă, milițienii de la Academia de Miliție, nu vă simțiți, mă, deloc vinovați? Vă interesează și altceva decât propria carieră, plagiatul de doctorate și pensiile nesimțite? Cine face bine, lumea te vede. Asta e, bă, țineți minte asta, cine muncește, lumea te vede. Gicuță, ăștia nu muncește deloc și acum se vede atât de bine. E jale în țară. Mi-a venit o idee, Gică. Nu vrei, tati, să faci o academie de poliție? Știu că n-ai studiile necesare, dar nici ei n-au. Le-au plagiat, sunt niște hoți de încolo. Și apoi ție-ți iese asta cu academia. Fă tu o academie de poliție cu tineri după modelul Viitorul. Pune-i la slăbit puțin, aleargă-i că nu se mai poate. Gică, fii atent aici. A? Ce zici, Gicane? Te bagi?
E de două ori cât Eric al tău, dar sper să o pui pe picioare. Avem nevoie de ea cât mai repede în teren. E capitan de echipă la Academia de Poliție, doamna. A, nu-i problemă, lovește bine cu ambele picioare, ca Ianis al tău. Mai dă și cu capul în gură, e bună, e foarte bună. Problema ei e că joacă prea mult pe fund. Da, adică ia un scaun în fund și cred că vreo 20 de șaurme în bot. Așa e acum la Academia de Poliție, da, numai oameni cu greutate. Dacă ar lua ăștia în misiune să meargă peste interlopi, ar sparge ușa cu druga de salam, n-ar avea nevoie de berbece. Nu, să nu vă aud acum cu de-astea. Vai, dar măi nesimți, măi porcule, te iei acu de cum arată oamenii. Fraților, să ne înțelegem, nu te iei de oamenii de pe stradă, ăia care sunt pe persoană fizică. Dar ăștia sunt polițiști, da? Ar trebui să dea teste fizice din 6 în 6 luni. Frate, nu iei testul Cooper, n-ai ce să mai cauți. La birouri e ocupat de grași cu pile, deci te dăm afară, mă, pentru că n-ai ce să cauți în teren când tu nu te poți lega singur la șireturi. Cât despre cei care predau la academie, păi ce modele credeți că au acei copii? Bă, uite-mă, termin academia, ce mișto e aici. În 10 ani arăt și eu ca proful, 400 de chile mă întorc ca lupul. Pentru unchiu se face cu carnaval. Pentru unchiu? Stai să mă strâng carnaval. Ia un băutire, mă spune. Hai da, ho! Aoleu, că vă dau în furtă. Și întreb, câte ore de nutriție se fac la Academia de Poliție? Adică voi n-ați constatat, bă, ies ăștia de aici și în 5 ani sunt atâta. De la ciofi. Să știe fraierii cum să aibă grijă de ei. Câte ore de comunicare, de literatură, de psihologie? Nu, nu-mi spuneți că dacă există și sunt multe, înseamnă că se fac foarte prost. Că la catedră se află niște idioți pe modelul Gabriel Oprea. Altfel, în poliție e încuscreala dracului. Fiți atenți ce de rude sunt la Buzău, de pildă. IPJ Buzău. Șeful IPJ Buzău e nașul șefului serviciului rutier, care e cu mătru subalternului său, șeful biroului rutier. Șeful IPJ mai are un fin pe care l-a pus șeful serviciului investigații criminale, care e cu mătru cu șeful serviciului acțiuni speciale. Haideți, mă. Și tot așa, o mare, o frumoasă familie de incompetenți. Să fie clar, dacă nu umblăm la educație, nu rezolvăm nimic. Această nenorocire ar trebui să aducă nu doar demisii de miniștri, secretari de stat, șef de STS și mai știu eu ce. Nu, tati. Trebuie demise toate conducerile academiilor de poliție din țară și regândită toată programa școlară și tot procesul de selecție a cadrelor didactice. Altfel, asistăm doar la un spectacol inutil. Lasă gura asta mai mică și nu mai fă atâtea scene că nu ești la teatru! De ce avem așa, da? Președintele țării este profesor. Premierul a fost cândva profesor. Ministrul educației, mă rog, interimar, este rector al unei universități, intelectual de soi, deci. Și te gândești, bă, în asemenea condiții, măcar un lucru ar trebui să meargă în țara asta. Școala. Școala, tată, să fie țais ceas elvețian, lumină călăuzitoare, scânteia eliberatoare, baza reconstrucției acestei... Mă uit la discuțiile din aceste zile și nu-mi vine să cred. Se apropie septembrie și nici măcar nu se știe când începe școala. Nu se știe. Nu pot să vă spun acum. Da, fraților. Asta-i țara. Încă se discută dacă să înceapă școala pe 9 septembrie sau pe 16. Tot septembrie, desigur. Sau poate octombrie. Sau poate mai încolo. De fapt, la ce guvern și la ce clasă politică avem, la ce am văzut în ultimii ani, nu m-ar mira să iasă Vasilica și să spună: bă, anul ăsta nu mai începem școala. Dă-o încolo. Nu, serios, asta ar fi de fapt adevărata reformă în educație. Să se desființeze școala. Au încercat ei tot felul de chestii. Au scos, au băgat, au introdus, au modificat. Poate că ar fi momentul unei decizii radicale. Vorba unei glume de pe net. Lasă-mă, nene, că se știe. Și cu școală și fără școală, semințele același gust îl are. Haide, băieță, haide, băieță. Haide, haide, mă
rog, exagerez. În afară de data exactă, cam totul e pregătit în domeniu. Da, 2000 de școli noi, transport pentru elevi peste tot în țară. Tocmai s-au băgat în conturi și cele 6% din PIB, cum spune legea. Da, a ieșit Iohăniță și a zis că nu mai luăm rachete, gata domne, dăm banii la educație. E, de unde? De fapt e invers, s-au tăiat niște bani din mai multe motive: estimări greșite, programe neaprobate, chestii de-astea care demonstrează încă o dată calitatea actului de guvernare în domeniu. Se știe clar încă de acum că elevii de-a șaptea vor începe școala atunci când vor începe, fără manuale. Copiii care intră în clasa a șaptea nu știm dacă vor avea manuale, nu știm cum vor da examenul de evaluare națională, nu știm cum sunt organizate simulările pentru ei. Aoleu, stop. Să luăm o scurtă pauză, da? Calm. Ok, mai departe. Codul educației, care conține cele trei legi pentru rezolvarea problemelor din preuniversitar și universitar, rămâne și el în sertarele ministerului, până când viitorul ministru va lua o decizie. A, da? Nici ministru nu avem la educație. Adică e un interimar, e un ceva acolo, dar a plecat în concediu. Da, domne, e dreptul lui, nimic de zis. Parcă vezi că până se întoarce se mai schimbă 3 miniștri și 10 proiecte la educație. Doamne, Maica Domnului! Trebuie să dăm militaria jos din pod! În cine aveți mai multă încredere în ziua de astăzi? În poliție sau în preoți? Eu cred că în preoți. În preoți. De ce în preoți? Pentru că am și un vârf preot la București. Și e o chestie, că văd că poliția nu și-a prea făcut datoria. Deci sună fata aia de 3 ori la 112 și în definitiv nu s-a luat nicio măsură. Deci spuneți că preoții ar fi mai de încredere în ziua de astăzi? Da. Unii dintre ei. Aveți mai mare încredere să chemați preotul decât polițistul? Nu. E o chestie și jumătate. Adică și el e om. Și își face datoria. Păcând popa, slujba. Un preot sau un polițist? Niciun. De ce? Preoții, dacă te duci la biserică, trebuie să le dai bani. Polițiștii, dacă nu le dai cea mai mică atenție, nu te cunoaște. Poți să te duci cu orice gen de reclamație. Și asta e valabilă și pentru domnii politicieni. Împreot. De ce împreot? Împreot, pentru că te învață de bine. Dacă te duci la biserică să-i asculta de un preot, n-ai ajunge la omor, n-ai ajunge la corupție, n-ai ajunge la furat, n-ai ajunge să dai în cap. Deci împreot. În poliție mai aveți încredere? Nu prea. Sunt poliția, ați venit peste 3 zile, de exemplu, dacă ai un necaz. Preotul își face datoria lui unde este, la biserică, la bătrâni. Și preoții ce fac? Ce mai spun acum? Ia uite! Ce fac, doamnă? De Maria, ce mama lui? Păi n-ați văzut ce fac și preoții. Și în unii și în alții. La preoții în situația lor, de zona lor, și în poliție. Că poliția nu este toată așa cum se vorbește la modul general, că vedeți, doamne, că n-a făcut ăla. Sunt polițiști buni, sunt polițiști așa și așa. În cine aveți mai multă încredere? În poliție sau în preot? În preot. În preot. Da. De ce, domnule? Preotul de bine, de rău te învață mai bine, te ajută când ceri un ajutor, dar... Poliția? Poliția în anumite cazuri. Nu sunt de încredere nici preoții și nici nimeni. Nu mai avem încredere în ziua de azi nici în noi înșine. Și în caz de ceva, la cine sunați, domnă? În caz de... Și rămânem cu sunatul. Să avem pardon, am avut și ghinion. Ereditar, avem o gaură în buzunar. Dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securie.